Scandalul dintre Liviu Dragnea și Lucian Pahonțu, șeful Serviciului de Protecție și Pază, datează de ani întregi. Dragnea l-a acuzat pe Pahonțu că ar fi spionat demnitari, că ar fi încercat să facă racolări în Partidul Social Democrat și că ar fi făcut jocuri pe sume uriașe în justiție. În 2018, Liviu Dragnea, pe atunci liderul PSD, susținea că Pahonțu ar fi avut o practică de a merge la parchete și în instanțe pentru a transmite mesaje magistraților. El îi anunța că vine din partea președintelui României, fost sau actual. Nu am încredere în șeful acestei instituții, în generalul Pahonțu. De foarte mulți ani își depășește atribuțiile, de foarte mulți ani folosește această instituție, angajații acestei instituții, să colecteze informații, pe de o parte, iar pe de altă parte să încerce să influențeze, poate câteodată a și reușit, oameni din guvern, oameni din partide, într-un sens sau altul. Liviu Dragnea se declara foarte nemulțumit de modul în care Pahonțu își exercită atribuțiile. Din această cauză, Dragnea a refuzat încă de când era președintele Camerei Deputaților să beneficieze de protecție din partea instituției conduse de Lucian Pahonțu. În 2018, toți miniștrii cabinetului condus la acea vreme de Viorica Dăncilă au renunțat la Serviciul de Protecție și Pază. Scandalul dintre Dragnea și Pahonțu a ajuns în același an în atenția parchetului general după ce Paul Stănescu, vicepremier pe atunci, a denunțat o propunere venită chiar din partea șefului SPP. Propunerea pentru Stănescu era să colaboreze cu serviciile pentru a prelua partidul după încătușarea lui Dragnea. Vă pot spune următorul lucru. A venit un prieten la mine din partea unui înalt funcționar al statului român, am înțeles că Pahonțu îl cheamă și mi-a spus următorul lucru. Să-mi transmită, la 2 săptămâni după ce am fost numit vicepremier, ministru al dezvoltării, că e foarte bine să colaborez pentru că o să am protecție, pentru că Liviu Dragnea va fi executat până în martie cel târziu și că, eventual, eu aș putea să preiau și partidul chiar. Stănescu ar fi refuzat propunerea. A spus că nu s-a gândit niciodată să preia partidul. Dragnea a solicitat atunci o comisie de anchetă privind activitatea Serviciului de Protecție și Pază. La scurt timp, după condamnarea lui Dragnea, comisia a propus modificarea legii pentru ca directorul SPP să fie numit de Parlament la propunerea președintelui României. În timpul primei apariții TV de după condamnare, Liviu Dragnea a afirmat că Pahonțu a preluat un sistem ocult de la Florian Coldea. Am auzit cu urechile mele discuții telefonice între Coldea sau Maior și procurori. Cum îi prestau, cum dădeau ordine, cum trimiteau practic la parchet, adică vorbim rechizitorii. Tot atunci Dragnea a spus că toate informațiile despre acest subiect vin în urma mai multor discuții cu Florian Coldea, George Maior, Vasile Dâncu, Victor Ponta și Sebastian Ghiță.